Salutare și bine ați venit în laboratorul cu surprize! Salutare! Tocmai făceam un experiment. Vreau să vedem cine are plămânii mai puternici. Ba eu i-am, uite! Păi uite, deja e mare și ia uite. Dar eu m-am oprit! Aoleu, ce urât faci! Dar nu sparge balonul! Bine, nu-l spart, dar... Dar ce? Ha, ce idee mi-a venit! Ce idee ți-a venit? Păi, dacă am văzut că am plămânul sănătos și mare și puternic, hai să vedem cu ce mai putem umpla un balon. Păi cu aer. Da. Cu... Cura. Păi tot aer. Cu heliu. Cu pompa. Păi tot aer. Bine. Cu heliu. Cu apă. Da, merge și cu apă. Nu se umflă, ci se umple. Și cu ce se mai... Ce-ar fi să încercăm cu puțin oțet? A, știu experimentul. Și cu bicarbonat de sodiu. Da, oare crezi că o să ne iasă? Adică, oare o să reușim să umflăm un balon cu oțet și cu bicarbonat de sodiu? Nu putem decât să încercăm. Îl folosim pe al meu sau pe al tău? Pe al tău. Nu, al meu e deja umflat. Bine, pe al meu. Îi facem așa, un nod frumos. Așa. Și ce facem cu el? Îl păstrăm pentru comparație, pentru că așa se întâmplă în experimentele științifice. Trebuie să comparăm cu altceva. Bun. Avem aici tot oțet. A rămas de la salata de ieri. Da. Așa. Ai zis că avem nevoie de bicarbonat. De sodiu. Este praf. Și îl folosește mami când face ce? Păi nu știu, că mami nu prea gătește. Când face prăjituri, nici ea nu gătește. Vom folosi balonul și bicarbonatul de sodiu. Balonul este al meu, evident. Felicitări, ai un balon foarte frumos. Ține puțin aici. Și ai nevoie de ajutorul meu. De data asta, da. Și punem... Nu. Punem așa. Așa. Ca să nu scăpăm nici o bucățică, nici un firicel de praf. Bun. Ai scăpat! Se mai întâmplă. Așa se întâmplă în experimente. Bun, am un... plut balonul cu bicarbonat de sodiu. Eu cred că mai trebuie. Mai punem un pic? Stai să-i fac gura mai mare, poftim. Hai, toarnă tu. Așa. Gata! Vezi și tu ai dat pe jos. Da, dar eu nu mă lăudam că-mi trebuie să vărt nici măcar un firicel. Era o recomandare. Bun, avem sticla. Ce o facem? O bem? Oțetul e bună salată. Da, e adevărat. De ce e făcut oțetul? Din fructe. Fermentate. Da, din mere, struguri, pere. Exact. Și acum punem balonul în care avem bicarbonat de sodiu peste gura sticlei în care avem ce? Oțet. Oțetul. Și vărsăm tot bicarbonatul de sodiu să vedem ce se întâmplă. Adică vrei să spui că o să se umfle balonul? Oho! Să știi că deja mi este foarte teamă. Și bolborosește. Și sper să nu facă bum. Asta trebuia să faci dinainte. Toate experimentele trebuie să le facem cu ochelari de protecție. Și nu în ultimul rând, să cerem ajutorul unui adult. Ia fiat, puneți ochelari, puneți ochelari. Nu, dar pe mine. Hai că n-am dat pe tine. Ține de sticlă. Țin. Bun. Am reușit să... umflăm balonul. Cu? Bicarbonat de sodiu și oțet. Da, dar ai văzut, a bolborosit în sticla aia. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat o reacție chimică între o substanță acidă, adică aciditatea oțetului, da, și o substanță alcalină, adică bicarbonatul de sodiu. Aha. Cele două când s-au amestecat, s-a produs un gaz care a umflat acest balon. Deci... Da, balonul, că e al meu. Păi da, păi nu poți să-l umfli cu gura, îl umfli cu această reacție dintre oțet și bicarbonat. Și... Dar am zis că trebuie să comparăm. În primul rând, balonul meu este mai mare. Balonul meu este mai galben, mai mic și mai frumos. Acum vreau să știu care va ajunge primul pe masă.
1, 2, 3 și... Aha, ți-am zis că al meu! Și al meu a și fugit. Dar de ce a ajuns mai repede al tău? Pentru că... Nici măcar nu știe. Este foarte simplu. Gazul care s-a produs din interacțiunea celor două substanțe, așa, da, este mai rece decât dioxidul de carbon emanat de corpul nostru. Pentru că noi nu l-am umflat cu aer, adică cu oxigen, ci cu dioxid de carbon, pentru că noi tragem aerul pe nas și dăm afară pe gură dioxidul de carbon. Da, am înțeles, am înțeles. El este mai cald, deci stă mai mult. Ce faci acolo? Mă jucam puțin, dar uite ce s-a întâmplat. Crezi că merge și cu balonul? Ia vino cu acel. Nu, da! Au! Ia de tot. Au! Îmi încurci părul, ce faci acolo? Dansam cu părul tău. Dar poți și să dansezi cu părul tău? Al meu e prea scurt, uite. Vezi? Aha. Ia. Au! Lasă capul jos. Așa. Dansăm, da. Lasă capul jos. Cât de jos? Așa e foarte bine. E? Cum vi se pare? Ce să mi se pară? Nu e așa că e mai simpatică? Lasă capul mai jos. Poftim, lasă capul mai jos. Așa, acum nu mă chinui. E simpatică sau nu e simpatică? Bine, acum poți să te ridici. Eu să știi că folosisem rigla să mă scarpin. Nu... Da, eu am folosit balonul pentru a obține... Bine, hai să te aranjăm un pic. Chiar așa. Te rog. Au! Să știi că oricum ești foarte drăguță. Mi-ai încurcat părul! Un pic doar, dar mi-am dat seama de un nou experiment. Ce experiment? Să experimentăm cu energia electrostatică. Uh-huh. Adică cu energia care se produce prin frecare. Adică dacă frec mânuțele în mână, te curentezi? Nu chiar așa ușor. Nu ai atâta energie pentru că nu ai mâncat de dimineață. Ba, eu am mâncat de dimineață pentru că mănânc în fiecare dimineață fructe și legume. Tu nu mănânci fructe și legume. Nu mănânc nimic de dimineață. Păi nu e bine. Trebuie să mănânci de dimineață. Ia. Așa cum spune. Spune. Am produs electricitate. Bine, nu chiar electricitate, energie electrostatică prin frecare. Am frecat balonul de părul tău și el s-a electrizat. Da, mai coafat. Da? Și mai putem, deci prin frecare ce obținem? Energie electrostatică. De exemplu, se întâmplă când e frig afară și avem o haină de lână, de exemplu, pe noi și ne mișcăm așa și punem mâna pe ceva și ne electrocutăm. Aia tot energie electrostatică se numește. Și știi ce mai putem ne să mai facem? Ne curentăm, nu ne electrocutăm. Ce mai putem să facem? Uite, hai să nu te mai ciufulez pe tine. Uite, fii atentă. Dacă frec bine acest balon... Dacă frec eu. Da, ușor, uite. Nu mai văd. De ce nu mai vezi? Nu mai văd. Nu văd fără ochelari. Poftim. Ah, așa e mai bine. Uite, am pregătit aici hârtie. Și dacă frecăm bine, ia să vedem. Reușim să ridicăm hârtia? Ai reușit? Ai reușit? Ia uite. Chiar dacă nu am mâncat bine, o să mănânc de acum în fiecare dimineață, pentru că numai gândul la mâncare deja m-a făcut să produc energie. Deci ce am învățat astăzi? Ia spune tu, pentru că eu acum am fost domnul profesor. Și tu ai fost domnul ajutător. Domnule profesor, astăzi am învățat să ne scărpinăm cu rigla. Și să producem energie electrostatică prin frecare. Adică dacă folosesc un balon. Sau rigla. Hai, spune că eu frec. Ridic hârtiile. Merge mai bine cu balonul. Dacă te frec eu, stai. Deci așa cum spuneam, dacă folosim un balon și îl frecăm de păr, putem să producem energie electrostatică și chiar să ridicăm hârtia. Dar balonul acesta a fost umflat cu ce? Cu oțet și
sodiu. Și amestecându-le s-a produs o reacție chimică între două produse, unul acid și unul alcalin. Aha! Și s-a format un gaz, gazul a umflat balonul. Auzi, dar știi ce mă gândeam eu? Că tot ne-a rămas niște oțet, nu mai bine mergem și noi să mâncăm puțin și tu să mănânci o salată pentru că ai nevoie de foarte multe vitamine. Și noi ne luăm la revedere de la prietenii noștri și pupăm pe și nu uitați că o să revenim cu noi surprize și experimente. În laboratorul cu surprize mereu avem parte de surprize. Nici eu nu știu ce se întâmplă, dar vreau să vă spun că așteptăm comentariile voastre și chiar poze în timp ce voi faceți aceste experimente, bineînțeles, alături de un părinte. Să mergem! Eu zic să mergem să facem o salată. Hai! Ne vedem data viitoare! Pa, pa!